Compania Moldova Gaz are vești bune pentru mai multe centre de plasament a vârstnicilor și copiilor din diferite raioane ale țării. Întreprinderea va livra gratuit pe cont propriu gaze naturale la centrele de zi și de plasament pentru reabilitarea persoanelor în etate din raioanele Cantemir, Criuleni și Anenii Noi. De susținere va beneficia de asemenea și Centrul de Protecție Socială a Copiilor Orfani și a Familiilor Defavorizate din raionul Streșeni. Toate cheltuielile pentru căldură din acest an vor fi acoperite de către întreprinderea fiică a companiei Moldova Gaz, SRL Ialoveni Gaz. Centrul de Protecție Socială a Copiilor Orfani ori din Familiile Defavorizate din Streșeni este frecventat de peste 30 de copii. Cei mai mulți dintre ei sunt din familii cu venituri mici sau foarte mici. Centrul a fost deschis acum 3 ani și este susținut financiar din bugetul local. Cheltuielile sunt mari, mai cu seamă pe timp de iarnă, de aceea Moldova Gaz a decis să susțină această instituție. Vedeți, copiii, că acum am primit în dar de la Streșeni Gaz, Ialoveni Gaz, iată, ne-au mânat acest contract, unde ne spune că o să ne achite cheltuielile pentru gaz pentru un întreg an. Mulțumim! Centrul pentru reabilitarea copiilor din raionul Streșeni a revenit cu o scrisoare la întreprindere de aprovizionare cu gaz Ialoveni Gaz, de a acorda un ajutor material la propunerea dată. Moldova, societatea pe acțiune Moldova Gaz a revenit imediat, totuși cu o sponsorizare în sumă de 12.000. La centrul de zi și plasament temporar pentru reabilitarea persoanelor în etate, sprijin orientare și schimbare, vin zilnic peste 20 de vârstnici. Mulți dintre ei preferă să-și petreacă timpul anume aici. Am hotărât totuși să reacționăm pozitiv la adresarea centrului pentru a ajuta la utilizarea gazelor, adică de a lua asupra noastră careva cheltuieli. Conform contractului, 45.000. Răspunsul pozitiv la demersul nostru, pe care ne l-a acordat Societatea cu Răspundere Limitată Ialoveni Gaz, ne-a surprins plăcut și vă asigurăm că gestul dumnealor este foarte consistent pentru bugetul nostru, banii economisiți pentru alimentarea cu gaze vor fi reorientați în alte, pentru alte lucruri pentru centru. Și vârstnicii din Anenii Noi au motive de bucurie. Găsim aici un sprijin la bătrânețe și o liniște. În schimbul că s-au mărit tarifele de la 1 februarie, ca să aducem un ajutor la un colectiv de la centru de reabilitare din Anenii Noi și de ce am adus cu mine atunci contractul. Sunt puternicit de la directorul Ialoveni Gaz ca să-l mân. Cred că 20.000 de lei o să fie de ajuns. Moldova Gaz a început săptămâna aceasta o campanie de ajutorare a mai multor organizații de menire socială. Pe parcursul acestei luni, Moldova Gaz va ajunge în alte 8 localități pentru a ajuta și alte instituții sociale care au nevoie de susținere.